Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5 Online. N-am mai făcut de foarte mult timp un episod cu GTA și am zis, bă frate, haide să mai facem încă unul, mai ales că acum s-au băgat o grămadă de chestii șmechere la ultimul update. Astăzi vom face ceva curse și o să vorbim de această serie. Chestia e că, ok, începe cursa. Și ia să vedem noi, trebuie să avansăm rapid aici, să nu rămânem la coadă. Și chestia este că n-am mai postat pentru că la ultimele episoade nu prea am avut așa foarte multă activitate și chestia asta a fost principalul motiv. Ok, aparent mă bușesc și nu se pune. What the fuck? What the actually fuck? Ok. Și vreau să vă și eu multe like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episoade de GTA 5, o să mai găsești ceva băieți să mai jucăm, poate și fete, de ce nu. Dar deocamdată n-am găsit pe nimeni, suntem singuratici deocamdată. Și vreau să fac pe viitor multe funny moments-uri. Ok. Cred că suntem pe... Ba nu, nu suntem pe ultimul loc. Ok, ce e asta? O rampă. Opa, perfect. Chiar aș aprecia să, nu știu, să strângem acolo 150 de like-uri, 200, de ce nu? Să văd dacă vreți să mă țin de seria asta și dacă să postez o dată la 2-3 zile, ar fi super, super fine. Ok, eu am rămas pe chestia... aparent am rămas degeaba pe chestia aia. Ok, iau și pe tipul acesta care nu știu ce face cu viața lui. Chiar îmi place nou update, chiar e foarte, foarte șmecher. S-au adăugat o grămadă de lucruri noi și șmechere, cum ar fi cursele, stanturile. Acum GTA 5 s-au ocupat, mă rog, cei de la Valve s-au ocupat foarte mult, cei de la Rockstar Games s-au ocupat foarte mult de mapele din acest patch. Sunt făcute de ei, nu mai sunt luate gen de la alți playeri. Sunt făcute de ei și ceea ce mă bucură că văd că au player și pot face update-uri ca lumea. Eu aștept multe update-uri în continuare și chiar sunt curios și o să mai bage pe viitor. Ok, suntem pe locul 8, este destul de bine, pot spune. Nu prea sunt eu cel mai mare fan al curselor și nu sunt cel mai bun, dar mă străduiesc și eu aici să prind un loc rezonabil, nu pe la coadă. Ok, opa, o, dăm aici un backflip. Nice. Nice. O, ăștia au terminat deja. Interesant, uite, văd finish line-ul. Sunt pe locul 7, nice. Dacă am rămâne pe locul 7, chiar ar fi super, super tare. Și cred că pe locul 7 o să rămânem. Nu, pe 6. O, ce tare. Am ieșit pe locul 6. Decent din 12 jucători sau din 14, cam așa. Ok, s-a terminat și cursa, au fost 14 jucători, 3 minute a durat această cursă. Interesant. Și chiar vreau să fac multe curse și chestii pe viitor. Vedeți că am aproape level 40, ci drept am jocul de când s-a lansat, i-am dat pre-order. Și până acum n-am jucat așa să zic ca disperat. Am mai jucat pe live-uri cu prietenii, am jucat așa la Caterinca, o cursă, o daia, o daia. Dar... Da, nu am jucat foarte mult. Ia să vedem noi ce curs alegem. Aș alege-o pe asta. Dar nu cred că voi alege și băieții. Uite că sunt doi care aleg această cursă. E gen o rampă foarte mare. Dacă nu mă înșel, am văzut... Nu mai țin minte la cine am văzut. Probabil că la Jelly. El este printre singurii YouTuber la care m-am mai uit. Și chiar îmi place cum... Gen, se distrează, frate, e Caterinca rău. Și hai să vedem ce putem face și în această cursă. Ok, hai să alegem o mașină rapid. Nu știu ce mașină să aleg. Cred că... asta am văzut că nu prea e genială. Cred că o să iau un Zentorno. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Asta mi se pare, nu știu, interesantă, dar... Nu prea am încercat-o. Hai să luăm Zentorno. Ok. Și hai să vedem ce putem face în această cursă. Vedem acolo toți mașini tunate ca lumea. Și noi avem mașina tunată, dar nu la level maxim, la levelul meu. Și
Cred că e ok, cred că e ok. O, ce am bușit pe băieți. O, ce a venit Veironul din spate, dar și eu iau din spate. Mamă, mamă, ce viteză am prins. Suntem pe locul 2. Nu trebuie să cobim acum, pentru că și ei ar putea să ne treagă din orice moment. Opa, opa, opa. Fuck you. Karma is a bitch. Karma is a fucking bitch. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. De pe locul 2 am ajuns pe locul 11 pentru că s-a gândit un amărât de player să mă rostogolească. Sunt pe locul fucking 15. De ce? Pentru că există player idioți. Aici aș putea prinde foarte mult speed. Oh my god. Oh my god. Sunt pe locul 11. Am mai trecut de ceva jucători. Aia s-au bușit pe acolo. Nu avem treabă cu ei. O, ce ne așteaptă, băieți? Văd deja ceva lupuri pe acolo. Trebuie să-i învingem și să-i depășim pe toți. Chestia e că maximum speed e mare la Zentorno. Asta e singurul lucru care l-avantajează. Oh my god, văd în față mult jucător. Aș putea să-i depășesc dacă sunt puțin atent și dacă vor face ceva greșel. Aici aș putea să-i întrec pentru că am speed-ul acela, cum v-am zis. Uite, chiar asta cred că o să fac acum, dacă nu o să mă bușesc foarte tare. Hai că... Serios! Serios! Oh! Ok, s-au încurcat băieții, văd aici. Suntem pe locul 8 și mai avem un băiat aici care vrea să fie depășit 100%. Ia treci tu un coa, vrei să arăt cum se depășește un noob? E, probabil că nu e noob, dar... Și îmi place să-i spun eu tipului acesta. Oi, deja termină. Ciudat. A, uite, finish line-ul. Finish line! Oh, am ieșit de pe pistă. E, locul 8. Destul de ok. Și o să revenim și cu altă cursă. Cred că o să facem undeva la 3 curse, cam așa, și o să mai fac ceva misiuni. Vreau să fac și ceva misiuni în episoade. Pentru că am înțeles că îți dau mulți bani și mult level. Cred că o să-mi iau mașina asta. Ia să vedem cum am putea să o facem mai frumoasă. Cred că așa. Și verde, nice. Decât două mașini și văd că suntem mai puțini jucători. Nu știu de ce au ieșit toți. E, cu atât mai puțin, cu atâta mai bine. E, poate că era mai distractiv, ce-i drept. Mai mulți. Și hai să profităm măcar de această dată, că nu suntem mulți jucători. Trebuie să întrecem pe băieți și să ieșim pe primul loc. O, ce l-am dat pe băiat afară din cursă. Nice, nice, nice. Ok, am luat și acel checkpoint. Și băieții văd că se bat în spate, pe al doilea loc, dar nu vrea să mă depășească. Oh my god. Tu ai făcut așa ceva? Nu îți permit eu așa ceva. Eu te rog să poftești pe locul al doilea. Locul 1 nu este pentru tine. Dar văd că se opune băiatul acesta. O, băiatul ăsta s-a încurcat. Te-ai încurcat, băi. Păcat. Te poftesc pe locul 2. Eu nu dau înapoi, boys. What the fuck? Ce se întâmplă când joci și tu în GTA ca tot omul? Spică net. Deci, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul like. Dacă mai vreți episoade în continuare, știu că n-a fost foarte lung. Din păcate mi-a picat netul. Asta este ce să și faci. Când te aștepți mai puțin în spicănetul și acum am mai revenit, normal. Dar nu mai pot intra. Oh, nu, no. Mă bagă pe single player dacă mă înșel. Deci, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Dacă mai vreți episoade, puteți să îmi spuneți și în comentarii. Bă, frate, mai fă episoade, fă cucutare sau fă nu știu, fă brace, fă jefuiește mașini, nu știu, I don't know. Dacă aveți voi sugestii.
Ok, am o muzică aici și nu vreau să-mi iau copyright. What the fuck? De ce plutește chestia asta? Ah, nu mai plutește. Ok. Deci, eu am fost Sinner și Ivan Satume. Ciao, les.